Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Păi nu poți inventa România. Agenția Națională pentru Sport este în faliment și a ajuns să-și vândă mașinile ca să mai plătească din datorii, ceea ce totuși e bine, adică măcar fac ceva ca să-și plătească datoriile, nu se transformă într-o altă gaură neagră. Puteau să facă niște achiziții și să le acopere. Da, bun. În timpul premierului Ciucă, această agenție avea rang de minister. Era condusă de ministrul Eduard Novac și când a fost remaniat și ministerul a fost desființat, domnul Novac a scris pe Facebook: RIP sportul românesc. Adică recviescat în pace, dacă înțelegeți. Mulțumesc. Da. Acum aflăm că știa dânsul ceva, că Agenția Națională pentru Sport nu o ducea deloc bine. De fapt, într-un răspuns oficial dat la o interpelare în Parlament, o interpelare făcută de un deputat USR, agenția a admis că împotriva ei sunt declanșate 20 de proceduri de executare silită din cauza datoriilor neplătite. Și incredibil totuși, dar cea mai mare datorie, 250.000 de lei, este la Stanley Bet, o firmă de pariuri. Păi cum așa? Serios, de asta zic că România nu poate fi inventată. Deci, Agenția Națională pentru Sport, da, cu rang de minister la vremea respectivă, are datorie la o agenție de pariuri de 250.000 de lei pe care n-a plătit-o. Au jucat și nu le-au ieșit biletele. Bă, deci este ca la interlopi, înțelegi? Acum îi caută ăia, că mătarii să le rupă, să le spargă rotulele cu cioganul, că n-au plătit datoria la pariuri. Incredibil. Și cel mai tare e că nimeni nu poate explica ce e cu datoria asta. Adică iată ce declară deputatul acesta care a făcut interpelarea, Cristian Brian îl cheamă, pe Facebook. Citez: vicepreședintele agenției nu a știut să-mi spună de ce este datoria asta, dar voi face o nouă interpelare. Asta e un alt aspect absolut bizar care descrie țara noastră. E vicepreședintele instituției, adică se presupune că e acolo ca să știe ce se întâmplă în instituția respectivă, nu? Și că vine interpelarea de la Parlament. Tu chiar îl crezi că nu știa? Eu zic că a dat-o așa un pic, cât se poate scapă. Eu cred că nu știa. Pentru că avem experiența unor astfel de persoane care sunt numite, nu știu dacă și domnul ăsta, dar e plauzibil, sunt numite politic. Onorific, ei nu practic se duc acolo decât să încaseze un bănuț, să-și vadă de viața lor și cu asta basta. Dar cineva știe, adică e clar că știe. Da. Bănuț că există un contract, adică nu, nu e precum contractul Bechtel de nu-l mai găsim. Deci, exact. Deci nu știm. Ei au 200, Agenția Națională a Sportului, care ține de Guvernul României, nu? Are datorii un sfert de milion de lei la o casă de pariuri, bă, băiatule, sportive. Și nu, ei, caută să le dea banii și ăștia nu știu despre ce, nu știm despre ce e vorba. Ce se întâmplă aici? Cum? Cum s-a întâmplat? Cum a intrat în contabilitate așa ceva? Asta zic, cineva știe, adică nu se poate, a apărut de undeva și... Păi, neînțeles. Da. Ce da, nu știm ce să spunem, o să vă ține la curent dacă să mai aflu, dar se confirmă încă o dată că în țară, adică de fapt nu, peste tot, nimeni nu câștigă din pariuri. Clar. Nici măcar Agenția Națională a Sportului. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.